Nu știu ce am pățit, toată noaptea m-am simțit rău, dureri de burtă. Mi este foarte rău. Ce am mâncat oare? Șase, mami! În ce hal arăt. Iarăși! Când vine mare vacanța asta? În fiecare dimineață, du-i la școală, după ce adă. Să mai dormi, muleacă! Mai mult! Unde era borcanul ăla? Așa este. Nu știu ce se întâmplă ultima perioadă, dar că mă trage la murături pe mine. Oare ce să fie? Stări de vomă, greață, noaptea nu pot dormi. Nu chiar, la școală. La școală? Și mi-e somn încă. Așa sunt de obosită. Chiar sunt delicioase. Limonadă? Oricum e greață. Lămâia face mai bine. Copii, v-ați trezit? Dar eu deja de mult m-am trezit. Am făcut și un duș. Of, tu faci duș și dimineața, și seara, și după ce vii la școală. Am adăugat 4 kg. Stai, trebuie să mai verific ceva. Ia să vedem. Cât am aici? 67 și la burtă m-am îngrășat. Nu cumva. Eu gata, deja mi-am pregătit ghiozdanul. Așa, Mircea avea pe undeva pe aici un calendar. Oh, așa. Iulie, august, septembrie, octombrie, noiembrie, decembrie, ianuarie, februarie, martie. Așa. O, 8 martie? Și dacă-i băiat? Mami, jumătate de ori mă întorc, mă duc copiii până la școală și revin. Dar tu ce filmezi? Un vlog. Cred că nu și-a dat seama. Dar tu ai înțeles ce se întâmplă cu mine? Stai, apropo, ar fi bine să merg la un consult medical. Tati, așteptați-mă și pe mine! Mă schimb imediat! Atunci hai mai repede, să nu întârziem! Copiii, să la mașină! În 2 minute cobor! Dar burta oricum nu-mi trece. Mami, hai mai repede, că este ora 7:30! Întârziem la școală! Dar de ce ești așa palidă pe față? Nu sunt palidă, totul e ok. Melissa, Mircea sunt, hai să mergem. Ce-o fi pățit? Astăzi nu ești în apele ei. Tati, mergem la medicul de familie. Pentru ce? Este în celălalt capăt al orașului. Ce să facem acolo? M-a sunat, a zis că am un control de rutină. Trebuie să mergem oricum. Dar n-am auzit când te-a sunat. Dar dacă zici, hai să mergem, mă întorc încolo. Păi știi, la anumite vârste, la 30-35 de ani, urmează un control de rutină.
Păi și tu nu ai o vârstă rotundă. Păi hai, bine, hai că mă întorc. Mami, am ajuns! Ce stai? Hai că plec. Sper să fie rapid. Straniu se comportă mami astăzi. Tot mai rău și mai rău. Priviți în ce hal arăt. Dar trebuia cumva să ajung la medicul de familie. Trebuie să verific. Nu știu. O să-mi spună doamna doctor ce pot să fac mai departe. Important să fie de dimineață, doamna doctor. Este ora 8. A spus că trebuie să merg la medicul ginecolog, să fac investigații suplimentare. Deci, urmează mai multe analize și sperăm, pentru că nu mă simt bine în continuare. Deci nu știu cum să-i spun lui tate și celorlalți. Sigur că o să mă întrebi din ce cauză tu trebuie să mergi la alt medic, la ce pățit. Dar am zis că până nu aflu, până nu văd care-i cauza, ce-i cu mine, cred că nu le voi spune. Haideți că ajung la parcare. Trebuie să închid de altfel. Bine și mami? Ce-i acolo? Tot e ok? Ți-am zis un simplu control de rutină. Hai, da? Mergem acasă. Eu pregătesc valizie pentru mica noastră călătorie. Bine. Cât de rapid obosesc ultima perioadă. Și mi-i somn. Tati, te-ai parfumat? E parfumul tău! Azi dimineață? Am mai rămas nic din el. Aha. Ba, ai parfumat chiar toată casa. Mami, ai dat de simt pe mine, mami. Totuși ceva miros aici. Mircea! Tot timpul faci asta! Unde nimerești, acolo pune șosetele! Voi să nu faceți așa! O să le duc la tomberon, nu, la spălat! Pentru ce trebuia să mergeți și voi la medicul infecționist? Oricum nu vă permite să intrați cu mine în cabinet! Mai bine stați acasă, pregătiți bagajele, să mergem la 1 iunie, mami! Tati, noi ne facem griji și Melissa a insistat că vrea să meargă și ea. Și v-ați legat de capul meu! Niciunul și nici altul nu vreți să merg cu voi! De ce? Pentru că acasă este foarte mult de lucru! Trebuia să pregătim bagajele! Hai că deja am întârziat la doctor! Așa vorbești de parcă ai fi întârziat tu, dar nu eu. Și tata griji, nu m-am mușcat un șarpe sau un scorpion, nu am căpușă. Hai, nu vă panicați! Uite că ajungem! Măruț! Că pe ce se mă deconspire? Trebuie și eu să merg la doctor. Hoi! Să mă asigur că intră la doctor. Melissa, tati a intrat la doctor? Da, a intrat aici, cabinetul 12. Ok, atunci stai aici și așteaptă. Eu mă duc până la baie. Mami se comportă cam straniu. Inițial credeam că este un țânțar sau altă insectă și m-am scărcat la picior fără să mă uit. Și după ce am văzut ce am în mână, mi-am dat seama că e o căpușă și capul ei a rămas în picior, în piele. Am și eu programare exact acum când tati a intrat la medic. Chiar acum să merg, să reușesc. Nu cumva să iasă tati înaintea mea. Să intru la doctor. În locul unde m-a mușcat căpușa, a apărut roșiață, s-a inflamat piciorul și chiar mă furnica așa, chiar amurțea binișor. Și luni seara abia am mers la urgență. Acum trebuie să alerg repede. Deja am și uitat unde este tati. La care etaj?
Merge liftul. Și Melissa a rămas acolo. Nu știu, a ieșit tate sau nu a ieșit. Important să reușesc cât mai rapid. Hai, odată. La urgență le-am spus că am fost înțepat de căpușă sâmbătă seara. Însă când m-am întors acasă, mi-am amintit că înțepătura a fost în solar și mi-am dat seama că aș putea să verific pe camerele de supraveghere când m-am scărcinat la picior. Și acolo am observat că, de fapt, evenimentul a avut loc nu sâmbătă, dar joi seara. Liftul așa și nu mai vine să merg pe scări. Să văd dacă este Melissa. Ați văzut-o? Melissa era pe scaun. Am reușit! Tati încă nu a ieșit de la medic. Dar sunt curioasă să aflu și la el care sunt rezultatele. Ce faci? Am primit stickere foarte multe. Ok. Tati, a ieșit sau nu? Dar mie îmi pare că tati acolo stă prea mult. Nu? Așa de grav poate fi? Atunci cu siguranță vin peste o lună să dau analizele. Acum urmează doar să aștept rezultatele de laborator, ceea ce am dat, analizele și tot setul, și să văd rezultatul final. Și tate, ce e acolo? Oameni, ce e acolo? E un doctor foarte bun. E din orașul Brodeni, din Republica Moldova. Doar că dumnealui nu a fost foarte bucuros să afle toată istoria și a zis că un pic să mai mărim doza de antibiotic ca să nu pățim altceva. Iar peste 30 de zile va trebui să facem și testul. La boală? Mai? Da, mă. Și mergem să cumpărăm antibiotic mai mult. La farmacie? Lasă că mă duc eu! Dacă vrei, hai, mă duc. Aha, ce trebuie să iau? Ok. Atunci eu plec la parcare. La mașină te aștept. Mami, vin și eu cu tine. Nu, nu, stai aici sau du-te cu tati. Eu repede vin. Tratamentul lui tati e exact la timp. Îmi trebuie și mie la farmacie să-mi iau un test de sarcină. Melissa, nu-ți pare cam straniu? Bună ziua! Vă rog frumos două teste de sarcină. Două săptămâni. Mami, ultimul timp! Este foarte agitată. Mulțumim! La revedere! Da, și observ chestiile astea. Și oare de ce nu mi-a permis să plec cu ea? Hai că am reușit să iau testul de sarcină doar pe să-l bag undeva în buzunar, în pantaloni, să nu vadă tati și Melissa. Iată și mami vine. Salut, eu am fost la farmacie. Ai luat medicamente? Nu erau, trebuie să mergem la altă farmacie. Cum nu erau? Am dat așa, prescris simplu medicament. Nu era. Am întrebat de doamna farmacistă și a zis că încercați într-o altă farmacie. Straniu. Parcă m-am pus pe aici pe undeva. Cineva am dat cu siguranță. Mami! Nu ai văzut testul! Ce? Testul? A aflat! Despre ce fel de test vorbești, tati? Mami, nu fă mort în păpșori! Ce fel de test? De sarcină! Clar că pentru piscină, mami! Pentru ce să-mi trebuie să-mi iau alte teste? Credeam că a aflat! Tati, cum nu sunt? Încă ți-am făcut curățenie aici! Unde le-ai mai zidit, mami? Că nu-l găsesc! Tati, uite! Aici am găsit testele vechi! Oare le putem refolosi? Iată-le! Uite! Unu! Al doilea! Am zis eu că nu s-a luat locul lor acolo. Mă duc să testez apa. O săptămână nu am avut grijă de ea. Să vedem cine dă. Ce miros! Melissa, ia vină încoace un pic. Ce? Nu simți nimic? Nu? Așa un miros insuportabil aici. Miroase doar la piscină. Și ți-ți plăcea mirosul acesta? Ce nu știu, mie miroase foarte puternic ca clor. Mami, tot ok? Sau ești răcită? Cu siguranță Melissa nu s-a răcită, dar mirosul totuși mi-e afectat. Ce-i tati acolo? Incredibil! Melissa, caută-te, rog,
color și algicid, acolo după ușă. Obligatoriu nevoie. Iarăși clor! Tati, tu idee, nu ai ce miros insuportabil de clor este în jacuzzi! Păi iau mai moale cu soluțiile astea! Tati, astea! Da, Melissa, astea, adă-le încoace! Și mami, în jacuzzi am pus clorul și algicidul mai mult de o săptămână. Deja s-au evaporat cu siguranță. Nu mai e niciun miros, mai spune tu. Tati, eu le aduc, dar nu cred că o să te ajute. Sunt goale! Oh, super! Am scăpat de soluțiile astea și de mirosuri. Mami, nu te bucura? Căci într-o săptămână apa se face verde. Că nu te scazi acolo nici tu și nici crocodilii. Ah, Melissa, abia am venit cu mașina și deja trebuie iar să plecăm la magazin. Hai, după algicid, după clor. Perfect! Voi avea timp să fac testul cât tati lipsește de acasă. Hai, mami, merge! Tati, eu rămân cu băieții acasă. Nu mă simt chiar bine. Vă descurcați fără mine, nu? Ești sigur, mami? Tati, nu, eu rămân acasă cu băieții. Ei, dacă mami vrea să rămână acasă... Da, într-adevăr se simte rău. Nu știu ce cu ea. E slăbită, e de la timpul de afară. De la... Poate de la căldură. Care căldură, Melissa? Zilele astea doar a plouat. Acum e momentul să fac testul. De obicei, tot timpul tati este în preajmă. Și nu vreau să bănuiască până nu aflu singură. Dar tu cum te simți după mușcătura de căpușă? Deocamdată bine. Dar vedem ce o să fie la testul pe care o să-l fac peste o lună. Oh, a plecat. Băieți, ce faceți? Niște turnuri. Wow! Dar eu am la voi o întrebare. Matei, tu ce vrei să ai? O surioară sau un frățior? Încă ce mai vrei să ai? Șorioara lui Melissa. Încă o surioară, dar pe Melissa o are pe Mihaela. Mai vrei o surioară? Mihaela. Am înțeles, ok. Dar Ionuț ce vrea? Surioară sau frățior? Surior. Surior? Da. Sau frățioară? Frățioară. Am înțeles. Matei vrea surioară și Ionuț la fel surioară. Da. Melissa. Da, dacă o întreb pe Melissa, ce vrea? O să-și dea seama din start, o să mă întrebe de ce întreb. Eu credeam că iată vine vara, ne vom odihni, vom sta doloniți la soare, pe iarbă, pe gazon sau pe șezlong, în piscină. Dar nu, toată ziua găsim câte ceva. Du-te încolo, vină încoașe și-ți cu minte în unda pașe. Băieți, mergem în casă? Haideți să desenăm ceva, vreți? Am eu o idee. Să desenăm familia. Toată ziua numai pe drumuri. Dar tot nu ne place așa. În fiecare zi călătorim. Ne întâlnim cu abonații. Ei da, mașina. Dar nu chiar în fiecare zi, Melissa. Păi mai descoperim ceva nou. Iată, și mami probabil că se simte rău pentru că noi prea mult stăm în mișcare. Prea mult ne fățuim încolo încoace. Țineți câte o foaie și o să desenăm fiecare familia noastră. Și lângă familia noastră ce doriți? Surioară și tu surioară, ai spus, da? Ia să vedem cine va desena cel mai reușit. Eu voi desena pe tati primul. Și ea capticelă. Așa, mami, Melissa, apoi vine Mirciulică. Apoi. Fără frică. Apoi Matei. Ionuț. Haiela. Să desenăm și încă un bebeluș, da? Să desenăm aici un bebeluș? Da, te mai vreți un bebeluș? Te ia. Bine. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 membri. Și încă unul vor fi 8. Ce băieți, vă reușește? Da. Ia să vedeți ce fac eu acum. Îi trimit lui tati o poză la desenul ăsta, uite așa. Și expediem lui tati Melimi. Acum, ia să vedem reacția lui. Până una alta, eu mă duc să
pregătesc să fac testul. Opa! Mami a trimis un mesaj. Ia vezi tu, Melissa, că eu sunt la volan. Ce vrea? Poate să-i cumpărăm ceva? Uite! Tu ce, mie îmi place desenul. E destul de drăguț. Și apropo, pe tati trebuie să-l pregătesc așa din timp. Ia stai un pic. Să parchez. Să văd ce poză m-a trimis. Stai. Eu, mami și voi copii. Doar că s-a greșit, Melissa și-a trimis 6 copii, nu 5. S-a încurcat, uite, și pe aia s-a pus-o, mami. Și privește, 3 fetițe și 4 băieți, 5 băieți. Oh, am o idee. Ia să-i transmit eu poza aceasta. Tati Melimi, expediat. A trimis poza când eu eram mic în burtă. Bebeluș. Acuși mă lucrez și mult. Eu sau Mircea sau Matei. Mi-a trimis mie poza? Așa, trebuie să-l pregătesc din timp. Dacă îi spun așa din start, nu știu cum va reacționa. Ia stai un pic. Dar asta nu este o poză adevărată, Melissa. E făcută în, la calculator, e editată. Nu e ceva real. Nu ești nici tu, nici Mircea. Sigur? Cu ce ocazie m-am intimit așa poze? Stai să o sun. Sună! Tati, sună! Nu răspund! Ce să-i spun? Hai, tati, nu mai suna! Hai, mami, ridică! Știu că ești ocupat acum cu arta. Desenia face. Băieții sunt ocupați? Tati încă nu a ajuns acasă. Acum e momentul potrivit să fac testul. Cred că este ocupată. O sună mai târziu. Noi hai la magazin. Bine, hai, discutăm cu ea când revine. Hai să cumpărăm algicidul. Hai că am găsit Mirza. Și algicidul să căutăm. Unde e geanta aia? Stai puțin. A uitat testul în mașină. În ușa din față. Parcă acum mi-amintesc. Și dacă îl găsește tati cu Melissa? Nu! Nici testul nu l-a făcut și ei l-au văzut dacă l-au găsit. Mi-este sete! Apă în mașină noi avem? Vezi acolo un ușă în mașină? La mami, jos! De regulă ea acolo pune. Nu este nimic! Dar ce e asta? Ce pungă e aici? E din nou farmacie ceva. Probabil medicamente pentru mine. Da? Tati! Aici nu este niciun medicament pentru tine! Ce poate nu fi mai bine acolo? Teste! Ce fel de teste? Testele sunt acasă, Melissa. Nu am cumpărat niciun test. Nu, nu! Teste pentru femei însărcinate. Uite așa. Ce fel de test este asta? Probabil că n-a fost cu Mihaela. Dar nu. E produs pe 21 noiembrie 2021. Mihaela deja era născută. Sunt întregi. Cu ce ocazie? Poate nu s-a numit mami. Crezi tu? Da, dar are cu altcineva să fie. Sus-o. Nu e aici, 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 la mijloc. Iarăși sună, cine este? Tati! Gata! Sigur a găsit testul. Nu răspund. Nu. De ce? Nici nu știu ce să-i spun. De ce caută testul acolo? Să-i spun că l-am uitat de mult timp.
Ага, де унде де мол тимп? Машина е нова. А факут куратно де мол тен я. Ще коло атончено ми ратиесту. Яр не распонде. Dar sunt sigură că ea acum nu este ocupată. Dacă o interesează desenele. Dacă nu răspunde, atunci îi scriu mesaj. Nu e ok, mami. Răspunde, te rog frumos. Nu știu ce să fac și cum să ies acum din această încurcătură. Băieți, ce faceți acolo? Modelăm din plastilină cu băieții. Bine că măcar băieții sunt ocupați. Nu știu cum să fac, ce să fac. Să ajungem repede acasă, nu mai am răbdare. Să întreb ce e cu testul ăsta. Stai, test, bomă, miroase jacuzzi. De sosul, nu e telefon, Melissa. Tati, de ce caută testul ăla acolo în mașină? Iată, la asta nu m-am gândit. Vine tati acasă. Gata, a venit tati. Mami! Vine până afară, te rog frumos. Hai că vin! Mami, ia-mi spune, te rog, ce-s cu mesajele astea? Ce-s cu pozicele? Păi, le-a venit băieților o idee, să desenăm și să facem un concurs. Cine desenează cel mai frumos desen? Și, v-a plăcut? Mi-a plăcut, dar ce spui tu de asta? Al cui e testul? Pentru cine mai? Cutia băieților? Păi, ăsta e testul lui Oxana. Da, ea m-a rugat să-i cumpăr un test. A zis că în România sunt mai sigure și uite că trebuie să-l transmit. Ce, l așteaptă pe a patrulea? Nu știu, pe mine doar pur și simplu m-a rugat. Dar știi ce? Ia să ții tu limba după dinți să nu cumva audă Iulian. Hai că nu-i zic, mami. Vezi tu acolo. Hai, vezi. Că... Doamne, cât te-ați luat și iarăși clor! Toti! N-ai ce face? Tu spune-mi, te rog, totuși, acolo, cine s-a încurcat? Cine a făcut 6 bebeluși? Nu taci că a fost atent. Ionuț! S-a distrat și el așa un pic. A zis că vrea să se deseneze. Să-l înveți pe Ionuț să numere. Să nu încurce 5 și cu 6-le. Ba, Ionuț știe foarte bine să numere, tati. Nici nu știi. Poate vrea vreun frățior sau surioară. Spune că prea mult îi vrea, mami. Da, dacă da sau dacă nu. Ce? Ei, dacă da, atunci da. Iată cum e momentul potrivit să fac testul. Ei sunt ocupați afară, până vor pune soluțiile în piscină, până descarcă din mașină cumpărăturile. E ok. În sfârșit, am venit aici în mansardă să nu mă vadă nimeni. Iată acum, a sosit momentul să fac testul de sarcină. Momentul să facem testul de sarcină. Pe cutie scrie așa: dacă apar două liniuțe roșii, atunci mami mele mie este însărcinată cu al 6-lea baby. Iar Mihaela va avea o surioară sau un frățior mai mic. Dar dacă este doar o liniuță roșie, atunci mami mele mie nu este însărcinată. Scufundăm, numărăm până la 15 secunde și așteptăm. La Ionuț a fost doar o singură liniuță roșie.
Și el a venit așa ca o surpriză. Să vedem ce va fi aici. Deja ceva este. O liniuță? Dar trebuie să mai așteptăm puțin. Să ne convingem dacă este sarcina sau nu. Ceva am auzit. Hai odată, baby, ești sau nu ești? Chiar sunt curioasă. Totuși, ultima perioadă am toxicoză, stări de rău, indispoziție, oboseală și am mai și adăugat în kilograme. Testul arată altceva. Da, totuși nu e sarcină. Dar ce-ar fi dacă... Vă gândiți și voi la ce mă gândesc și eu? Să-i fac lui tati mele mie un prank, că mami mele mie este însărcinată. Toate ce urmează... Stai, îmi trebuie un pix roșu. La Melisa în ghiozdan cu siguranță găsesc. Să las testul aici, nu cumva să mă vadă. Ia, o geantă, un ghiozdan, marker permanent, pix albastru și... Ia să vedem. Testez pe asta. Nu, așa culoare nu e ok. Nu e roșu. Perfect. L-am luat. Să nu mă observe nimeni. Nu m-au auzit, nu m-au văzut. Perfect. Important să-mi reușească prank-ul pentru tati mele mie. Și de asta am nevoie de like-ul vostru, chiar de la începutul acestui videoclip. Ia să vedem câte like-uri adunăm. Hai să desenăm a doua liniuță. Este. Cum credeți? O să se priceapă? Cu siguranță nu. O să zică că testul este adevărat. Și mami este însărcinată. Cu al șaselea bebe. Mircea, ia bagajul, ne mai repede când târziem. Așa. Mami, ne vedem la Cluj. Tu vii cu Renault. Aha, ok, drum bun. Cu Renault. Chiar cu trenul o să ne ducem. Și eu. Ionuț, nu plânge. Noi chiar acum mergem cu trenul. Ne ducem să o luăm pe Melisa de la școală și ne ducem și noi. Bine? Nu plânge. Nu vreau. De ce să faci? Noi să ajungem înaintea lor la Cluj. Ionuț, ca să-ți treacă din supărare, hai să-ți arăt ceva. Noi mergem cu Mircea până în Cluj la Poca pentru că i-a căzut aparatul dentar și trebuie să-l punem la loc. Iar lui tati Mirimi va trebui să-i scoată brecheții. Probabil că astăzi vor rămâne cu gura fără de brecheți. La mulți ani, tati! Mulțumesc, Mircerică! E dulce? E dulce. Dacă plecăm de acasă, nu trebuie să lăsăm plantele așa uscate. Să le udăm? Hai! Dar apropo, tu ți-ai luat aparatul? Da. Tu ți-ai luat pastilele pentru mușcătura de căpușă? Da, mi-a luat! Gata, m-am hotărât. Îi scriu lui tati că noi venim din urmă cu trenul. Să vedem reacția. Da ce? Nu vreau să mă stresez. Este... Când o să citească mesajul, o să-i pice brecheții până la Cluj. Mircea, privește ce mesaj straniu a parvenit de la mami. Noi venim cu trenul. Din ce cauză vin cu trenul și nu cu mașină? I-am spus acasă să ia Renault-ul. Să caut repede niște haine pentru Matei, Ionuț, ca să-i îmbrac la drum. Așa. Cred că asta, ok.
Și pentru Melissa. Repede! Așa, pentru Ionuț. Acum urgent să fac comandă de bilete online la tren. Fugulița! Cumva să întârziem prea mult. Așa, Melissa finalizează lecțiile la ora 13. Ia să vedem la ce oră găsim bilete. La 12 și 15. O! La 13.30! Să fac cât mai repede comandă! Așa. Pentru mine, Melissa, Matei și Ionuț. Da, să nu uit pe cineva. Nu știu ce se întâmplă cu mami ultimul timp, dar se comportă ca un bebeluș. Perfect! Acum este ora aproape 12. Mai am încă o oră la dispoziție. Repede să hrănesc băieții, să-i îmbrac și să mergem după Melissa. Wow, și Melissa să nu-și dea seama. Oare ce să-i zic? Mă mai gândesc. Îi voi spune Melissei să fie mai atentă la ceea ce face și ceea ce spune mami. Poate observă ea ceva. De fapt, am o problemă. La noi Melissa nu prea știe să țină secretele. Ca și tati mele mie. Permanent nu poate să țină limba după dinți. Și ce să-i alcătăiesc eu? Ce să-i zic? Stai puțin. Îi spun că am încercat să pornesc mașina și nu funcționează motorul. Și trebuie să o ducem în servis. Da. Și din cauza asta, ca să nu întârziem prea mult, să mergem cât mai rapid după tati și Mircea, să nu întârziem cumva la evenimentul cu abonații, la întâlnirea noastră cu abonații, trebuie să mergem urgent cu trenul. Eu zic că așa e cea mai bună variantă. Oare ce haină să-i iau Melissei? De altfel, dacă bănuiește ea ceva, imediat îi spune lui. Dar eu vreau să-mi reușească prank-ul. Stai puțin. Dar ce-s cu hainele astea? Probabil Melissa și le-a pregătit pentru întâlnirea cu abonații. Dar eu căutam, bine că le-am văzut. De altfel se supăra dacă nu le luam pe astea. Cu băieții mai mici e mai simplu. Cu Melissa să văd cum mă descurc. Până la destinație mici, de că mai avem încă o oră. Ori de câte ori GPS-ul arată un anumit timp, tati Melimi mereu îl depășește. Pentru că nu mergem rapid. Băieți! Am pentru voi o noutate. Mergeți cu trenul? Da! Vreți? Cine se îmbracă primul? Eu! Tu! Cine? Și tu? Hai, repijor, ne schimbăm! Așa, băieților, le-am pregătit hainele. Melissei la fel i-am luat hainuțe de schimb. Să nu cumva să uit ceva. Tiestul! Fără el, prank-ul nu-mi reușește! Cât pe ce să uit acasă? Așa, unde am băgat testul ăla de sarcină? Nu-i? Nu știu ce face mami, cred că deja ar fi trebuit să meargă spre tren, spre gară. De ce totuși a ales să meargă cu trenul, frate? Care-i motivul? Care-i cauza? Este! Cât pe ce să uit de tine! Tati, pregătește-te! Deja v-ați îmbrăcat! Haideți să mergem! Haideți, băieți, că a venit taxi! Mergem! Hai, fugulița, băieți! Cred că Ionuț și Matei sunt încântați să meargă cu trenul. Cu siguranță! Nu știu din ce cauză mami așa a ales. Deja este ora 1 și Melissa nu răspunde. Mă duc eu după Melissa că văd că nu răspunde. Salut! Hai, Melissa, mai rapid, întârziem la tren! Dar ce să căutăm la tren? Am uitat hainele tale acasă. Imediat ajungem. Numai ce pe ceas mi-a venit mesaj. Mami a luat un taxi online și toată informația noi o vedem aici. Probabil, micilică, că ei vor să te pornească încoace în Cluj cu taxi. Dar din ce cauză cu taxi, mami? Poate merge foarte bine la mașină? Atunci din ce cauză mi-a cu taxi?
și vine încoace cu un taxi. Mi-am luat hainele, acum îmi pun centura și am plecat. Acum e important să nu pierdem trenul. Iar mesaj. Am ajuns. Acum plec repede să mă schimb. Mami, dar de ce totuși mergem cu trenul, dar nu cu tati? Melissa, mașina noastră trebuie să o ducem în servis. Hai, nu mai da întrebări, să nu cumva întârziem la tren. Stai puțin. Noi avem la 13:30. Doar pe panou nu indică și nici trenul nu e. Nu cumva l-am scăpat. Mami, nu te panica. Hai să mai așteptăm și să vedem. E foame. Hai, mami, până vine trenul, eu reușesc și să mă schimb. Aveți un pic de răbdare. Mami, am întârziat? Nu știu, Melissa, dar hai să ne grăbim. Miciulică, trezește-te! Deja am ajuns! Suntem în Cluj-Napoca și în 3 minute ajungem și la clinică. Mami, uite acolo! Am văzut trenul! Haide! Așa. Ai și-n măiunut? Așa! Gata, am reușit! Acum hai să căutăm locurile! Am găsit locurile noastre! Ce răcoare și bun este aici! Avem ce mașă! Am ajuns la fix! Credeam că pierdem trenul! Și tati o să-și dea seama! Ce să-și dea seama, tati? Despre ce vorbești? Ziceam și eu așa că va afla că mașina este în servis și va fi supărat. Cine vrea să mănânce? Eu! Ia să vedem ce a ales Matei cu Ionuț. Ce-ați luat acolo? Arată gustos. După școală și mie mi-este foame. Și tu. Și Melissa. Mulțumesc. Doar dacă întreabă tati, de ce nu a luat totuși mașina? Și va vedea că nu este în servis. O să zic că am ies cu trenul ca să nu mă stresez. Da. Merg la volan și sunt stresată. Cu trenul e mai sigur. Atențiu! Imediat de noți! Poftim! Eu credeam că o să-mi scoată brăchiții. Dar a apărut un dinte rebel care nu vrea să se dea la loc și brăchiții au fost lăsați să mai stea. Cine vrea să descoperim trenul? Mergem să ne jucăm de v-ați ascunselea! Da! Haideți! Am văzut un story în care mami, Matei, Melissa stăteau în tren și mâncau ceva dulciuri. Și am zis cu Mircea să mergem și noi să ne cumpărăm câte ceva. Mergem să luăm câte o pizza. Astăzi călătorim cu trenul. Hai să vedem cine dintre voi ghicește primul unde plecăm. Scrieți-vă părerile. Aici avem și pe Matei și pe Ionuț. Plecăm împreună. E gustos? Dar unde-i tati? Nu știu. Acum mergem pe la școala în care am învățat eu cu Melissa. Și salutare colegilor! La la! Super! E frumos și partea aceasta! Am bănuți de diferite forme pentru spălătorii. Și nu știu care sunt din Cluj. Da. Și uite că ăsta unde scrie Clujului, eu cred că cu 99% nu sunt din Cluj. Sunt din Oradea, pentru că spălătoria se afla pe strada Clujului. De ce vom testa, uite, ăștia. Cu el sau cu unul, nu știu ce. Hai să testăm. Băieți, hai veniți după mine! Am găsit ceva! Ca să nu-i dau de vânt ceva în Lise, am hotărât să ne jucăm un pic prin vagoane cu băieții.
E ceva la îndoială. Cât vin ei până în curs cu trenul, noi reușim să spălăm mașina. Și să testăm jetoanele, dacă funcționează aici. Test? Nu am înțeles. Nu merg astea mici. Mișa. Vrei să dormi? Hai! Așa. Și tu vrei să dormi? Nu! Hai, colcă-te și tu. Așa. Somn ușor. Atunci voi trage și eu un pui de somn. Uite, mici, acum arată aici jetoanele. Cu siguranță s-au schimbat. Dar aici ești scris? Același scris au. Au schimbat ei. Înseamnă că ești la necerea, pot să le dau în ton biron. Am pregătit o surpriză! Pizza! Uite, acum se observă că ți-ai reinstalat aparatul dentar. Îi așteptăm. Mai avem încă mai puțin de jumătate de oră. Am o idee. Să facem un story cu pizza descrisă și să ne facem poftă. Corect. Să nu creadă că doar ei o duc bine. E, uite, la noi mici, ce e aici? Coadra fromage. Capriciosa, încă ceva acolo, cum ai ținut minte denumirele. Deja este ora 16. În 5 minute ar trebui să ajungem în gară. Matei, Melissa, treziți-vă! Am ajuns. Matei, trezește-te! Matei, am ajuns! Haide! Cineva merge cu trenul și mănâncă delicii. Iar noi stăm aici și îi așteptăm în mașină. Privim în cer. Și apoi pe masă. Și noi mâncăm pizza. Mami, Melissa, Ionuț, Matei, salut! Hai, grăbiți-vă! Dați-i cărbuni la tren! Veniți mai degrabă în Cluj ca să mâncați și voi, cât e caldă, dacă nu, va fi rece deja. Mâncăm, punem pizza într-o cutie și cealaltă să rămână goală. Și zicem că am mâncat pizza. Le facem așa un prank, ha? Se supără rău toți, mai ales Melissa. Atunci hai, poftă bună! Dar de ce ai trenul? Nu știu, Matei, ce are trenul, dar noi trebuie să coborâm. Așa, hai veniți! Băieți, să luăm gențile. Dați mânuțele și ieși. Direcțiu a dușopit. Șopit cu mine. Am ajuns. Gata, tati. A rămas doar o felie. O să zicem să o poartă pentru toți. Nu se vor aștepta la așa întorsătură. Hai, mami, ce stai? Vino și tu. Vin, acum. Este multă lume. Fuguliță, să dăm comandă de un taxi. Melissa! Hai, copii! Dar ce așa grabă? Fuguliță, fuguliță. Oh, să luăm un taxi? Uite acolo, am găsit! Mami, dar uite acolo mașina lui tati! Ce caută ei aici? Nu ce te ca și mine! Salut! Salut, mami! Dar de ce sunteți aici? Noi am vrut să luăm un taxi, să venim la voi. Păi mi-am dat seama cu ce tren voi veniți. Mă uitam pe GPS și pe aplicația de la telefon și am văzut unde vă aflați. Am întrebat la tren acolo și mi-au spus că veniți la ora 4 și 8 minute. Și așteptam eu să ieșiți afară. Aceasta este pizza ce de pe story? Da. Deschide, Melissa, să mâncăm. Ia să vedem. Toate, ce e asta? Înțeles. Cum ce-i? A rămas doar o felie! Da, la noi patru! Ce
acolo în tren? Ce ați mâncat? Ne-ați adus și nouă? La noi totul a fost în grabă. Am luat și noi câteva prăjiturile. Cât pe ce să pierdem trenul? Uite, tocmai așa din grabă și noi am mâncat toată pizza și a rămas doar o singură felie. Atât de mult mi-am dorit pizza! Și acum această felie trebuie să o împărțim la toți. Nu trebuie nimic să împărțiți. Mami, verifică sub scaunul tău. Scaunul meu? Da, în spate. Și ai camuflat cu rucsacul ăsta? Da. Melissa! Wow, câte ați luat? 3. Să ajungă la toți. Wow! Și una peste alta acolo am pus. Am pus două. Super! Mulțumim, băieți! Melissa, serviți! Chiar suntem flămâzi! Și din alea! Delicioase! Da. Poftă bună! Mulțumim! Mami, ție îți place pizza aceasta? De ce cauți numai? Îmi place, dar mi-a venit așa un miros, nu știu cum. Ce miros, mami, un miros incredibil de frumos! Foarte frumos, tati, știu. Ți-e rău? Un pic. Poate de la serpentine sau... Nu știu. Poftă bună! Mulțumim! Tati, oprește-te, rog! Mă simt rău! Unde-i, mami, că plouă afară, părințial? Ce vrei să te ia apa? Mai rău încă un pic, mai mult nu! Poate că este din cauza că tu de mult nu ai mers cu trenul. Sau de mult nu ai mers cu mașina. În sfârșit ai oprit. Mami, chiar se simte rău? Tati n-a observat și nici nu bănuiește. Deocamdată planul nostru este ok. Sper să reușească prancul. A trecut pe lângă mine și nici nu m-a observat. Nu vreți la baie? Nu. Dar ce se întâmplă atâta? Nimic, nimic. Ce acolo, mami? Tot în regulă? Așa și așa. Hai că am găsit momentul potrivit. Tati este acolo cu copiii. Se vestrează și fac niște poze. Iar eu îi voi strecura testul cu două liniuțe la el în rucsac. Ah, și m-am gândit unde să-l pun. Stați să vedeți. Este foarte ocupat. Mai fac poze și cu abonații și nici nu o să observe ce fac eu. Așa. Dar unde l-am pus pe testul ăla care l-am făcut acasă? Și aici viitorul campion al României, când deja va fi mai adus. Din ce echipă este? De la Valea Frumoasă. Tati, tati, pregătește-te! Ce bine, tati, că ai lăsat rucsacul în mașină! Aici, în buzunar, ține pastilele, tratamentul lui pentru că l-a fișcat o căpușă. Îi strecor aici testul, așa, îl pun acolo și când mă lua să bea pastile, o vedea și va înțelege el ceva. Așa, și testul nu pun prea departe. Las să-l vadă din start. Așa. Abia aștept să-i văd reacția. Și voi, nu? Mă duc repede la ei. Să nu înțeleagă cumva că lipsesc prea mult. I-am zis că merg la baie. Succes, mami! Da, mami, a fost super tare din 1 iunie. Uite, la ziua copilor m-am simțit eu ca un copil. Tati, dar tu astăzi ai luat pastile? Am luat, da. Sigur că nu prea te-am văzut. Mami, uite, am luat atunci când tu... Erai la restaurant. La restaurant? Da. Și cât ai băut? Câte trebuiește? Dar de unde le-ai luat? La amiază, la... Uite, din acest rucsac. Uite ce le țin.
Și altceva, nimic n-ai găsit aici, tati? Nu, dar ce? Ai pierdut ceva, da? Ba, nu. Dacă nu, e ok. Dar sigur ai băut pastile. Am băut, mami. Hai, gata, închide tema asta. Așa. Acum e momentul potrivit să văd din ce cauză tati totuși nu mă întreabă nimic de sarcină. Ionut cu Matei dorm, iar tati cu Melissa și cu Mircea se distrează pe plajă. Vreau să văd. Nu am înțeles. Pastilele sunt aici? Oh, el nici n-a băut pastile toate zilele astea. Tati, tati, așa tu urmezi tratamentul împotriva mușcăturilor de căpușe. E clar, și testele sunt pe loc, și pastilele aici. De unde tati să știe de sarcină? Dacă nici n-a umblat aici. Ok, tati, am înțeles. Noi suntem atrezii la omoare și ne-am gândit să facem o sirenă. Dar cum, dacă nu știi cum să o faci? Să o modelezi. Și ne-am gândit să o băgăm pe Melissa și după silueta ei să construim sirena. Tati, ia vină la mine, repede! Ce-i, mami? Ia loc. Ce s-a întâmplat? Ia-mi spune mie, când ultima dată ai băut pastile? Iarăși, tu, mami, cu toată ce știe, mă! Când? Ia păi seara. Nu-ți faci griji, tati, mușcătura de căpușă! Uite și semn ți-a rămas! Mami, mi-a trecut deja. Așa. Spune. Săptămâna trecută, probabil. Nu mai ții minte, mami. Și unde-s pastilele? Le-am băut. Sigur? Da. Și dacă verific? Mami, gata, nu ai verificat. Le-am băut și m-a rămas încă două. Mami, dar... Acum spune tot adevărul. Ai băut pastile sau nu? Am băut. Tati, de ce minți? Iarăși mi este rău. Iarăși mi este greață. Vezi, mami, probabil că tu ai nevoie de pastile, nu eu. La mine tot e ok. Și pastile totuși sunt... Am mai rămas vreo două să mi-ai băut și gata. Ui, nu mai pot. Uf, a plecat de pe capul meu. Să bea vreo două pastile să mă las în pace. Tati nici nu a observat că eu mă prefac. Da, dar totuși, pastile nu bea. Tot lui își face rău. Oare cât să stau pe aici? Important să ies din vizor ca să nu mă observe el. De altfel își va da seama de ce oare stau și nu sunt la baie. Ia să văd ce face el acolo. Dar stai că să-mi iau și o apă. Nu știu ce caută. Apă? Stai că apa după pastile. Ce e asta? Unde-s pastilele? Două? Mami! Două teste și ambele pozitive. Asta ea zicea. Tati, zilele astea a fost rău. Probabil vrea să bea pastilele. Da, tati. A fugit. Asta e cauza. Nu erau destinate pentru cineva testele astea. Erau pentru mami. Uite, iată cum am înțeles. Din ce cauză toate grețurile. Lasă, Mircea, jocul. Probabil, iată, noi cu mami am fost prea jucăuși. Și acum, ce? Îl așteptăm pe al șaselea. Și dacă află copiii, dacă află Melissa, Mircea, Matei, eu nu știu, dar... Și ori să zică... Ce face oare mami? Melissa! Ce-i, tati? Vin o să-ți spun o poantă. Ce? Noi cu mami
Vom avea un bibeluș. Ce? Iar tu, cu ceilalți patru, veți avea un curățior sau o surioară. Da! Uite, abia acum am dat seama de ce mame e într-așa stare. Și uite, mi-a pus chestiile aici în rucsac ca să le găsesc. Trebuie să văd. Da. Ce să vezi? Ești cu două linii, frate. Da, și ambele sunt pozitive. Stai puțin. Nu te grăbi cu concluziile. Mirisa, ce să nu-mi grăbesc? Lasă că deja e clar. Hai la mame. Hai să vedem ce face. Poate are nevoie de ajutor nostru. Eu am observat ceva. Bine, ai observat, îmi spui pe urmă. Mircea, Matei, hai să mergem. Eu ne-am venit. De ce să plecăm? Mami a plecat. Acum plecăm și noi. Pentru că viața are multe surprize pentru noi. De ce nu vine tati? Oare și-a dat seama? A găsit ceva în ghiozdan? Dar eu oricum trebuie să joc rolul până la final. Oh, taci că vin toți! Și Melissa, și tati! Oh, este rău! Ce, mami? Cum te simți? Unde să pun geanta? Că e scumpă, nu? Da, uite-o pun aici pe scaun. Da pune-o unde se nimerește, ce mai contează? Tati, te rog frumos, adă-mi mâncare. Da. Nu pot să mă ridic de la masă. Te simți nu chiar bine, da? Da, mă simt rău. Oare de la insolație să fie? Nu știu, parcă n-am stat atât în soare. Cu mașina am mers cam de multă vreme și să fii de la mașină nu prea cred. Da, oricum, grețuri mai sunt, tati. Te rog, adă-mi, te rog, mâncare. Ce mâncare vrei? Legume, fructe, carne, pește. Nici carne, mai ales pește. Mi-e poftă de murături, te rog. Și dacă sunt și niște lămâi, așa vreau ceva acru. Sigur vrei murături, da? Da, vreau murături. Te rog frumos și mai rapid. Atunci n-am greșit eu. Murături. Oare mă crede? Nici nu știu. Dar eu continui să mă prefac mai departe că mi este rău. O să mai pun mâna și pe burtă. Vine și Melissa și Mircea. Am venit și eu cu mâncărica. Paste, orez, fructe și o purjoală cu pâine. Wow, ce bine arată. Vrei și tu? Nu, mulțumesc. Ia le dici. Dar lasă că-mi iau încă o farfurie eu. Nu, mulțumesc. Ok. Doamne, uite, ți-am adus murături. E tot soiul și lămâie. Cred că vrei și dintre astea, nu? Dar și o supiță, dacă vrei. Și cărniță am adus cu pește. Carne cu siguranță nu mănânc. Supiță arată bine, dar nu mi-este poftă acum. Iată murături. Cred că le voi mânca pe toate. Și că îmi vei mai aduce, tati. Mai ales lămâie. Mami, cum să mănânci așa acru fără să te îngrețești? Iată așa bine. Uite și ardei am. Nici nu e acru destul. Dar tu, Mirisa, pune la îndoială. De unde le-au luat murăturile astea? Sunt așa de delicioase. Tati, te rog să mai aduci. Aduc. Câte se aduc? Încă de două ori, cam pe atâta. Aduc. Și varză. Și varză aduc. Și conopidă, te rog. Murată. Murăturile au fost delicioase. Da, și carne la fel. Cum ai mâncat atâta carne? Păi era plină farfurie. Ce cu tine, tati? Nici eu n-am observat. Tu mănânci mult doar când ești stresat. Ai pățit ceva? Nu, n-am pățit nimic. Nu sunt stresat.
Sigur? Sigur. Iarăși grețurile. Mirosul ăsta de la carnea ta. Ce am făcut? Hello. Fanta, please. Este. Iar acum să mă duc în cameră și să-i spun lui tati că să vin acolo cu mâncarea. Să-mi aduc acolo murăturile, pentru că mi-este foarte rău. Așa. O să-i scriu imediat un mesaj. Tati, vină în cameră pentru că mi-este foarte tare rău. Ți-am spus, nu fă concluzii pripite. Două chestii de sarcini pozitive? Asta nu e o concluzie pripită. Grețuri. Dispoziția asta mereu așa schimbătoare. Cu siguranță tati deja și-a dat seama despre ce este vorba. Nu poți cu atâtea indicii să nu-ți dai seama că mami este însărcinată. Dar eu nu mă opresc aici. Vreau să-mi duc prank-ul până la final. De aceea vom trece la următoarea etapă. Trebuie să ajung acasă înaintea lor. Trebuie să merg în baie, unde am pus sucul ăla de portocale. Așa, aici va trebui să instalez mai multe camere ca să filmeze din toate colțurile. Cred că undeva aici sus, printre prosoape, să ascund una. Aici la geam una și undeva pe aici, pe un colț jos. Sau acolo lângă gelul de duș? Să le camuflez mai bine. Așa. Sper să nu observe. Tati este foarte precaut. O să încerce să caute orice mijloace numai ca să vadă dacă nu cumva îl mințim. Și una sus. Așa. Perfect. Se vede bine. Așa. Să văd dacă nu e încova tati. Văd că tati o face pe mortul un păpușoi. Sau nu înțelege, sau se preface că nu știe nimic. Gata, îl chem urgent acasă. Trebuie să-l iau mai din strâns și să-i spun în față. Mă duc la piscină și să-i scriu un mesaj. Să vină tati acasă. M-a sunat mami, a zis să vin urgent acasă. Cred că vrea să-mi zică. Nu s-a mai rupt apele acum. Se începe. Mami! Unde ești? Mami! Stai ca popusit. Aici, tati! La piscină, vino! Pe terasă! Hai, mai îndrăzniți! Hai, tati! Vino aici! Ia loc! Am ce urgență? Să mă ceva pe șezlon? Sau se răcește cafeaua? Nu se răcește nimic. Vreau să te întreb ceva. Noi mai avem mașină loc pentru un scaunel. Pentru copii. Avem toate cinci sunt cu scaunele ocupate. Pentru bebeluș mic, nou născut. Să punem un scaunel. Mai este un loc. Vrem cu un scaun în mașină? Da. Din șapte să facem opt? Da. Dar pentru ce? Că... Dar n-ai observat nimic ultima perioadă. Ce să observ? Așa că mireu, mă simt obosită. Am observat. Ameție, greață. Ce astea le-am observat? Fiți atenți! Mami, hai spune pe șleau ce vrei să spui. Nu mă lua așa prin înconjurul. Să ajung în București prin Budapesta. Tati, eu sunt însărcinată. Știu, mami. Și trebuie să aflu eu ultimul. Dar de ce ultimul? Eu tot ți-am dat indicii. Dar tu nici în ruptul capului. Nu-ți dai seama. Încă de acasă când eram și apoi la... Păi, la copiilor și apoi mă departe pe drum, într-o spre mare. Păi, pentru ce să-mi pui testul la pastile acolo, mami? Și tu de ce nu le beai? Stai un pic, acum noi vorbim despre pastile sau vorbim despre sarcină?
Și apropo, să-i spun doctorului când ai băut pastilele. Ce să zică? Trebuie să ne bucurăm, mami. Că mai vine un bebeluș în viața noastră, mami. Da, ne bucurăm. Dar eu, mami... Stai un pic. Eu totuși aș vrea să facem noi un test doar că împreună. Eu aș vrea să verificăm, să verific eu personal. Poate ceva e greșit acolo. Poate un test. Două teste toate și ambele. Poate ai luat un test defect. Două teste defect. Nu știu. Ok. Hai, testează. Hai să testăm. Hai să testăm. Bine că am unul de rezervă. Stai, ai deja un test cumpărat? Dar nu trebuie să mergem la farmacie. Hai spate și hai să te vedem, să testăm. Da, ți-am spus că am. Of, iarăși mi-e rău. Trebuie să pun apă în pahar. Mi-e rău. Probabil e de la murături sau lămâie. Să mă iau apă. Tati, ce e acolo? Ce e acolo? Ți-am zis? Mami este însărcinată. Ea singură mi-a recunoscut-o. Da. Ce de testele ce ne-am face? Care teste? Care din geantă mi-a pus mie mie? Testele de sarcină. Res. Eu nu pentru prima dată văd așa ceva. Și nu pentru prima dată văd un test de sarcină pozitiv. Ia uite, tati! Ce să văd? Culorile de fieră, o liniuță de cealaltă. Vezi? Ce? Om, nu cumva i-ai la desenat. Elisa, nu mai compune și tu. E, și... Vomit acum în baie tot ea. Desenat, da, Melissa? Tot cu creion acolo face. Dar uite, fix culoarea aceasta o am eu la pixul meu din ghiozdan care l-am luat la mare. Exact acela. Of, Melissa, parcă ești tot mai necredincios. Să-i spui numai asta. Ia uite, acesta... Test ca testul, Melissa. Culoarea roz nu este chiar exact ca aceea. Ia testează să vezi. Știi, Misa, că seamănă. Seamănă, într-adevăr. Sunt identice, nu că seamănă. Mami! Ce, tati, ce s-a mai întâmplat? Noi totuși vrem să repetăm testul de sarcină. Mai știi cu testele astea? Unul e bun, altul nu prea. Hai să vedem, nu? Ziceai că ai acolo unul. Ce-i testul? Dar eu sunt pregătită. Prank-ul să rămână prank. Da, tati! Îl am! Doar că e sus în baie. Mergem împreună? Mergem, mergem, mai. Mergem. Apropo, pixul ăsta nu-ți pare cunoscut? Care? Asta. Prima dată-l văd. Nu am mai văzut așa ceva. Nu ai văzut așa text, da? Mm-mm. Bine. Mergem în baie, da? Da, hai la baie. Hai. Așteptați aici un pic. Eu trebuie să mă pregătesc. Văd că pare destul de sigură pe ea. Mm-hmm. Dar ea acolo n-are cum avea un pix. Elisa, chiar dacă are, eu voi face testul. Și voi sta lângă el, îl voi păzi până nu apar toate liniuțele. Dacă apar. Mami! Mai bine! Mami! Gata acolo! Mami! Ne auzi? Aud, aud! Sau iar ți-i rău? Hai, mami! Ce? Testul este aici. Da, îmi faci. Hai! Așa, pregnancy test, rapid result. Tocmai de ce avem nevoie.
Este test de la farmacie. L-am cumpărat atunci când am fost după pastile. Deci tine. Easy pregnancy test. Vine cu easy. Ce, Melissa? Îi dăm cep? Da. Test ca test. Dintre astea, mami, am mai făcut. Ce, mami? Hai să vedem. Cât timp s-o țin acolo? Ce? Test de sarcină? Da. Test mergeat. 20 de secunde. Bine. Numărăm. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Așteptăm. Cât? 3 minute. O dungă. O liniuță. Și gata, mami. Hai, mai așteptăm încă 3 minute? Sau 2 minute? Stai. Mi-a test și control. Sunt două! Apar? Apar? Mami, filmează aici? Asta e istorie. Ce înseamnă două? Înseamnă că mă mereu bebeluș! Cum, e pozitiv? Ăsta e adevărat? Miciulică, de data aceasta eu l-am făcut. Și sunt două liniuțe distincte. Vom avea... Vom avea încă un bebeluș. Și va trebui să schimbăm din nou mașina. Să luăm o autorulotă. De ce mare? O tubă. Un avion. Cu 8 locuri. Și să schimbăm numărul de la mașină. Va fi KJ08 YouTube. Mami, numărul trebuie numai decât să-l rezervăm. Nu cred. Două liniuțe. Deci, eu am avut dreptate. Primele două teste de sarcină le-ai desenat tu, dar acesta... Melissa, și identic am pățit situația cu Ionuț. Am crezut de la început, am crezut testului, care era greșit de altfel, că scrie pe el 99%. Și ăsta e pozitiv. Ce s-o fie? Băiat sau fată? Nici nu știu, Matei, băiat sau fată, dar eu totuși cred că va fi un prank, pentru că acest test este un test prank, tati, și 99% arată pozitiv. Orice-i pune acolo, fie apă, suc sau orice lichid. Și apropo, aici e Fanta, suc de portocale. Uite cât arăt și sticla. Unde am ascuns-o aici să nu vadă nimeni? Ai văzut? Și? Ce, tati, ai pierdut graiul? Crezi că numai tu știi să faci prank-uri? Da, este un test prank. Test de sarcină prank, care arată tot timpul pozitiv. Ce merge? Trec și eu. Mami, cu așa ceva nu se glumește. Și apropo, tati, tot ce s-a întâmplat, eu am filmat. Să-ți demonstrez că nu numai tu poți să faci prank-uri. Ți-am făcut și ție o farsă. De zile mari. Tati. Dar eu deja îmi făceam planul. Da. Test plan.
bani.